convoacă ședința Consiliului Local cu participarea fizică a consilierilor locali. Vă prezint ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestru al 4-lea al anului 2002. Inițiator domnul primar. Proiectul numărul... Asta a fost primul, scuzați-mă. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 3 al anului 2022. Inițiator domnul primar. Proiectul numărul 3 privind prelungirea duratei prevăzute în contractul de concesionare numărul 163 din 12.1.2005, așa cum a fost modificat prin actele adiționale încheiate între Consiliul Local al Comunei și doamna Cartaș Rodica, reprezentant legal al Cabinetului Medical Individual, medic de familie, pentru spațiu cu destinație Cabinet Medical, inițiator tot domnul primar. Proiectul numărul 4, privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 45 a 5 2022, privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice din interesul public sau fără personalitate juridică. Și ultimul punct, numărul 5, privind implementarea proiectului construire militerului de sport la școala cu clasele 1-8 din satul Butinaș, comuna Ștefan cel Mare. Da. Și diverse. Ultimul punct, da. Diverse. Exact. Dacă aveți probleme, aveți completări. Dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri nu sunt. Deschidem cu punctul 1, privind rectificarea bugetului. Da, cuvântul, doamne. Bugetul pe trimestru 3 se va rectifica prin diminuarea secțiunii de funcționare cu suma de 75.000 de lei și mutarea lor pe secțiunea de dezvoltare. Ați văzut și în material, 20.000 sunt pentru întreținere grădini publici, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement, pentru investiții la nouă de mini-teren și 55.000 sunt pentru alimentarele cu apă, pentru lucrările necesare la suplimentarea necesarului de apă. Cele două coraje. Cele două. Întrebări dacă sunt. Dacă nu aveți, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Punctul numărul 2, privind aprobarea contului de execuție bugetară. Vă rog. După cum știți, la încheierea fiecărui trimestru, se trage linie și vede ce s-a întâmplat în trimestru până la momentul acesta. Până este ați văzut în materia, vreți să mai citesc cu bugetare no. Sumele? Dacă aveți întrebări sau nelămuriri la vreuna din... Aveți aici în contul acesta de execuție, aveți la coloana 2, e practic cine am propus, iar la coloana următoare, în casări plăți, este efectiv realizată. Astea practic le comparăm. Întrebări, dacă aveți. Întrebări? Să vă precizez ceva anume. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumesc. Punctul numărul 3, privind prelungirea duratei prevăzute în contractul de concesionare, așa cum a fost modificat în actele adiționale încheiate de Consiliul Local și doamna Cardaș. Vă știți că e vorba de cabinetul medical. S-a mai discutat problema asta și cu ocazia altor ședințe. Aveți întrebări? Aici, nu, rămâne vorba. Deocamdată, da, se prelungește contractul până când se face recepția la terminarea lucrărilor. După aceea o să fie o altă negociere vis-a-vis de tarifă. Trebuie să pentru ea, nu? Da, da. Alte întrebări? Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotrivă nu sunt.
Punctul numărul 4. Modificarea anexei 3 la HL numărul 45 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție. Ați primit materialul. Dacă aveți obiecțiuni, întrebări? Nu. Atunci supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținându-se? Mulțumesc. Și ultimul punct, privind implementarea proiectului construire mini teren de sport la școala cu clasele 1-8 din satul Buchinaș. Nu aveți întrebări? Ne bucurăm de vedere și la mama să facă ceva. Da, e logic, pentru că toți copiii, toți care sunt, deci toți vor să aibă ceva, să apropo de sport. Am înțeles, asta e și intenția. Da, da. Dacă aveți propuneri sau întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, abținerea mișinii. Trecem la diverse. Vă rog. Să curățăm fântâna aia Victorii, mi-a tot zis doar la mulți atât am văzut. Ce? Fântâna aia Victorii, când ai probleme cu apa, când nu vrea să o curățăm. Unde are Cătălin Social, la dialogul, e fântâna aia în poză. O să fie prin vizieri să o curățăm. Unde la Victorii? La noi, la jocul. Mai sus, de nas. Da, ce oferi? Deci, nu, o să fie murdar, nu o să fie multe de atâția așa. Nu, nu, dar... Au fost niște probleme, dacă nu știu. Când poți, nu știu ce mă dat. Au fost două zile. Dar eram bine, doar să mai strict, când au fost un... Nu, au fost un examen la instalația electrică, acolo a fost la priză. Făcea scurt, dar nu făcea contact la lumea și s-a remediat lumea. Deci nu a fost o problemă majoră. Funcționarea fonturilor sau altceva. A fost strict de... Tot nu ca să sufureze. Da. Apoi, este în evidență Sfântului Republicii. Dacă permite. Da, o să vorbim. Vă rog. Domnul primar. Apropo, ce spui? Îți dau dreptate. Rând cu ce. Astfel, în 2020, de la candidatura domnului primar, la Bucovară, în zona de acolo, din Născulie. Și aveam un biserică care e cea mai veche din comuna se face mare, ca să rețineți. Așa. Să nu mai păităm, uite, de exemplu, eu sunt mânta în comuna, pentru că ai care 7 ani, și care a apărut cu bidonul. Asta este. Deci trebuie să ne mai să gândim, să mai... Păi, trebuie să mai lași de la rând, nu să lași. Să stăm fiecare la rând, dacă o spune o fântână, nu știu, de ce n-am cuvinte, din punctul meu de vedere. Atât. Da, trebuie să discuți. Nu niște chestii când noi le trebuie. Apropo, din ce an e biserica aia? Poftim? Din ce an e biserica aia? 1600, exact, chiar nu știu. Chiar nu știu, îmi cer scuze că nu știu, cum dacă stai acolo. Pe și la Rădeană, eu știam din biserica de la Rădeană, dacă e mai... Nu, cea mai veche în Băiești, pe Pomană. Da, corect, da. Dar nu asta contează, deci nu știu că sunt probleme. Dacă spui o problemă de fântână... Noi avem în evidență și reprezentă celor de la DTP vreo 9 fântâni. Care... Suntem obligați să le curățim, să le facem acoperișul ca ele să fie potabile oricând. Aia nu este trecut în, ca fântână publică. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne implicăm. Dar și cât de implicare cetățenilor ca să curiți o fântână. Deci, noi am făcut eforturi destul de mari ca să fie apă pe conduct. Știu. Și acum, după ce am cheltuit atâția bani, hai să curățăm și fântâni. Da, acolo deci, o să încercăm să scoatem copon. Dacă nu merge, îmi face. Să scoatem copon, nu, dacă merge cu
Vezi că ai soluții și tu. Mai da, e o, să încercăm să scoatem. Mai e o remorcă de balaj din Chilia, duci în altă parte și îți faci și bani pentru motorină ca să... Dar nu poate nimeni să spună că e dezinteres din partea noastră. Că am dus șufă acolo, am dus găleapă, deci... Cumva. Pastile din clor s-au pus pentru dezinfecție. Acum o să încercăm să scoatem apa de acolo, să vedem dacă nu e cantitate mare de apă. Da, mai e cineva să mai spune, vă rog. Deci ar fi din raportarea cu apă, acolo la ulița aia care v-ați spus, s-o găsi cu o soluție. Bun. Aia te doi, pe tine, personal. Dar că nu e nici eu personal, dacă este nevoie. Da, da. Am spus o promisiune din dragostea voastră, că am fost de o bani acolo. Un bun de la mine. Când l-a zis? Când l-a zis? A spus că avem mai sunt lucrări de ei. Cu ce ai venit la cap? Ai discutat? Da. Ce? Da, sunt de acord. Ești de acord că e corect. Da. Cumpărăm noi conducta, nu ar să faci șansă. Și raportarea ne face bun, dar nu e nici fel de problemă. Eu cu cuțurile alea ne face, face normal, că ce vreau ne face fiecare în acasă. Dar el nu mi-a aduc aminte. Acolo este trasă o conduct de apă, nu? Bă, este, dar e 025. La jumătate și la Codea, care nu am unii ajuns dacă nu mai înțeapă. Nu mi-a luat dacă ea a făcut o pică de ea la lor, nu mi-a luat dacă nu mi-a luat dacă nu mi-a luat dacă nu mi-a luat. Dar noi nu avem pe unii, decât pe ulița aia de acolo. E vorba de patru familii care sunt acolo. E găsăți alt loc ca să putem să facă pupă mare, ca să putem să spălim și o pică de aia. E că sunt de altfel. Și când am... Vindim pe spate la locul sau vindim pe curții de bani de la Ion din Alea, o spun, băi, vin de aici, dar nu, chiar n-am vrea ca să trecem pe curtea omului. Tot e domeniul public. Să rămâne doar de aici. Am primit o adresă ieri cu... Da? Dar dumneavoastră faceți și o analiză de cost-beneficiu? Nu aveți bucățele, pentru că eu am vorbit cu proiectantul și zic că nici el la anul ăsta de mine și o analiză de cost-beneficiu, dar... Da. Mai aveți alte probleme? Nu, nu, nu. Atunci eu... Nu vă reportam. Dacă nu mai aveți declarații, nu s-a închis. Mulțumesc. Cu analiza, cu